Polițistul de frontieră aflat în tura liberă a căzut în plasa colegilor din întâmplare, în cadrul unei acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigări, care a avut loc luni în zona izvoarele Sucevei și Brodina. În zona unde se afla bărbatul au fost descoperite 7470 de pachete de țigări de diferite mărci, de proveniență ucraineană, în valoare de 82.000 de lei. Țigări care, împreună cu persoana în cauză și autoturismul folosit la activitatea infracțională, au fost duse la sediul sectorului în vederea continuării cercetărilor. Angajatul Poliției de Frontieră este cercetat de colegii săi sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă în formă agravantă și trecerea frauduloasă a frontierei de stat. Parchetul de pe lângă judecătoria Rădăuții a emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele suspectului, iar conducerea inspectoratului a dispus cercetarea prealabilă a celui în cauză, urmând a lua măsurile prevăzute de statutul polițistului, care pot merge până la destituirea din poliție. La Ulma, miercuri dimineață, polițiștii de frontieră au fost nevoiți să tragă mai multe focuri de avertisment ca să oprească 3 persoane suspectate că erau implicate în activități de contrabandă cu țigări, însă acestea au fugit în Ucraina, dar au lăsat în urmă marfa. Este vorba despre 8 colete învelite în folie de culoare neagră, care conțineau 3980 de pachete de țigări de diferite mărci, în valoare de 43.780 de lei, marfă care a fost ridicată în vederea confiscării. Și această cauză a intrat în cercetare. În continuare, polițiștii de frontieră desfășoară activități specifice, în cooperare cu autoritățile de frontieră din Ucraina, pentru documentarea întregii activități infracționale, la final urmând a fi luate măsurile legale care se impun.